Pe 1 ianuarie, după ce a săvârșit la altarul Paraclisului Centrului Episcopal din Stockholm, Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, preasfințitul părinte Macarie al Europei de Nord a oficiat slujba de Te Deum. La final, cei prezenți au fost urați de membri ai comunității românești. Și acum vă urăm în cor. Pace multe tuturor! Fericire! Sănătate! Să vă dea Domnul de toate! Maica Domnului să vă ferească de toată spatima lumească! De Domnul să fiți păziți și într-un mulți ani fericit să ne trăiți! Și să mai să trăiți! Iar nu dați într-un cale să cauză puțin băi! La Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare și la slujba Te Deumului, am mulțumit preamilostivului Dumnezeu pentru că ne-a dăruit un nou an spre mântuire. Căci prin intermediul anului liturgic ni se oferă prilejuri duhovnicești și mari haruri de mântuire. Urătorii, prin orațiile plugușorului pe care ni le-au împărtășit la această prăznuire, ne-au arătat că Sfântul Vasile cel Mare, pe care îl sărbătorim astăzi, este fruntea anului și vârful sfințeniei, în ipostaza atât de familiară satului nostru românesc, de truditor al pământului, frate de cruce al țăranului, de pretutindeni și dintotdeauna. Au fost prezenți credincioși români din toată Scandinavia. Să dăm bună slavă bunului Dumnezeu, pentru că am reușit să parcurgem împreună, alături de preasfinția sa, episcopul nostru Macarie, episcopul Europei de Nord. Am reușit să parcurgem un an bun, să sperăm pentru anul viitor un an și mai bun. Vreau să aduc în comentariul meu faptul că cu 30 de ani în urmă poposeam pe aceste meleaguri de unul singur și rând pe rând am crescut familia noastră la circa 60 de persoane. Aș dori să mai aduc încă o mulțumire în plus sfinților noștri clerici din bisericile parohiei române și mare ne e bucuria când putem să ne reîntâlnim pe calea bisericii și să ne aducem prin osul nostru Domnului Iisus Hristos și a Maicii sale. Iată că suntem la început de an. Pentru mine al 34-lea an petrecut în Suedia și am putut să văd cum din mici comunități am devenit o comunitate mare de români. Și dacă ne unește ceva, este sigur spiritualitatea pe care am deprins-o sau pe care am cunoscut-o de acasă. Spiritualitate la care contribuie, bineînțeles, unitatea bisericească și toți preoții care își dau silința să împlinească misiunea lor și prin asta și dorința noastră de a fi împreună. Așa cum an de an avem bucuria și păstrăm datina să fim alături de preasfințitul episcop Macarie al Europei de Nord, tradițional să-i adresăm urările de Crăciun și de an nou. Tot așa și anul ăsta am avut bucuria să fim alături de preasfinția sa, împreună cu familia, bucurându-ne că aici, în acest loc din nordul Europei, ne putem
bucura și împărtăși de tradițiile, de dumnezeieștile datini pe care poporul român și moșii și strămoșii noștri le-au dus de-a lungul timpului până astăzi. În cadrul slujbei au fost sfințite mai multe icoane relicvar din tezaurul liturgic al Centrului Episcopal din Stockholm.